un loc de muncă în școală este și mai grav, pentru că e posibil ca să ne influențeze copiii. Doamne ferește! Aș vrea să văd medicul care pune, să se uite în ochii mei, medicul care pune așa, cu atâta ușurință, un așa diagnostic și împinge pe urmă omul în societate, într-o societate care nu-i deschisă să înțeleagă, că nu poate să înțeleagă că un medic poate să fie suficient de superficial. Atât de superficial încât pur și simplu să îmbolnăvească. Și dacă sunt medici în sală, dar dacă sunt medici care nu mă cunosc și nici eu nu-i cunosc, să se ridice să-mi spună că greșesc. Sincer, nu să se ridice, pur și simplu să-mi spună că eu greșesc. Și atunci am zis că trebuie să facem o întâlnire, pentru că tot ce se întâmplă în viața noastră acum e parcă mult mai mult decât s-a întâmplat în anii din urmă, în timpul din urmă. Apoi, parcă suntem hipnotizați de televizor, de știri. Tot așteptăm să ne mai spună cineva ceva bine, că eu sunt convinsă că de-aia dai drumul la televizor, ca să afli un lucru mai bun. Și când colo, afli tot nebun. Eu vă rog să aprobați ceea ce vă spun acum, că am venit aici să ne distrăm. Și am venit să râdem. Și dacă va îndrăzni cineva să nu râdă, să-l doară burta, înseamnă că a venit degeaba. Deci fiecare trebuie să aveți câte o glumă undeva, să o scoateți de undeva. Și până la sfârșitul întâlnirii să vă faceți colectivul. Din păcate, eu asta, nu din păcate, asta n-am spus, că trebuie să aveți gluma la dumneavoastră până la urmă. Așa, și până la sfârșitul întâlnirii noastre, toată lumea trebuie să fie suficient de bine dispusă încât să se ducă acasă și să nu deschidă televizorul și orice ar spune cineva de acasă, să nu se supere. Pur și simplu. Să fie bucuros. Amin. Am să încep eu cu o glumă pe care am primit-o zilele astea. Haide încoace. Nu știu dacă știți, eu nu știam până acum ce înseamnă cuvântul nevastă. Știți? Nu? Domnul Marcel, am pe ce scrie măcar? Pe frunte. Acolo. Acolo? N-am, bravo. Aveam tabla până, dar nu merge. Ne va sta în calea fericirii, zic bărbații. Nevasta. Dragi de ei. Mi s-a părut foarte interesant. Cum au găsit soluția asta la nefericire pe care să zicem, nu aveam. Al meu acum ai plecat la distracție, așa că e fericit. N-are nevastă. Nu-i stă nimeni în cale. Da. Și cu depresia asta și ce este? Oleo, păi o stați cu tot timpul după mine, că eu nu stau într-un loc. Microfonul nu funcționează, nu mai o supărați.
Cum? Microfonul nu funcționează. Nu auziți așa bine, nu? Trebuie să iau microfonul cu mine. Trebuie să și înregistrăm, de ce? Acum mai bine. E o stare psihică grea. Cuvântul spune foarte mult. Mi-mi place să mă joc cu cuvintele. Cuvântul spune foarte mult. Depresie. Deci, fără presiune. Omul este epuizat. Depresurizat. Epuizat. Pe mine nu interesează chestia asta. Dar el nu mai poate. Nu poate dormi. Și este insomnic. Are nevroză. Nu poate mânca. Și nu-i place mâncarea sau nu știu ce altă problemă are. Nu poate vorbi. Nu mai poate relaționa. Pentru că nu mai are cu cine. Cei din jurul lui nu-l înțeleg. Și nu-l înțeleg pentru că el a depășit pragul de înțelegere, ci pentru că nimeni dispus să înțeleagă suferința. Și poate până la un punct este omenesc. Dom'le, atâta pot să duc. Dar când sunt ai tăi casnici, când sunt ale tale rude, când sunt ale tale bune cunoștințe care, cu care înainte ai petrecut, toți trebuie să fie altfel. Am uitat să fim altfel. Am uitat să fim altfel. Este foarte trist. Copiii plecați mai încolo sau mai dincolo. Anii trec. Copiii fac depresie acolo. Părinții fac depresie aici. Nu e o boală ușoară. E o boală grea. Pentru că nici nu pleci, dar nici nu stai. Generator poate să fie un deces. Un deces al unui om drag. Și nu te poți împăca cu starea asta. Generator poate să fie ieșirea dintr-un serviciu, pensionarea, să zicem. Ai fost un om foarte activ și nu mai ești. Dintr-o dată nu mai ești. Dintr-o dată toate drumurile ți s-au tăiat. Până îți găsești din nou drumuri, cei de lângă tine ar trebui să aibă suficientă înțelepciune. Să-ți facă drumuri. Să te cheme. Să te duci. Să faci ceva. Noi, în colectivitatea din Constanța, noi nu avem, sau nu știu eu, și atunci îmi cer iertare, noi nu avem nici grupuri de suport. Nu avem nici grupuri de pe vârstă care să aibă un program distractiv. Cu vreo 30 de ani în urmă, eu știu că aici pensionarii, de exemplu, aveau zi de dans. Era la hotelul, la hotel și restaurant Sportul, pe Cuzavodă. Nu pe Cuzavodă. Spre atunci poate nu zic foarte bine, spre mare. Da? Așa. Deci, se duceau, se întâlneau cei care erau cam de aceeași vârstă și aveau o seară pe săptămână în care folosim un cuvânt care mie nu-mi place deloc cuvântul ăsta, socializau. Se întâlneau, vorbeau între ei, glumeau, râdeau, dansau. Am mai găsit chestia asta acum la Brașov.
Există acolo o sală și câte unul care este mai voios așa și mai întreprinzător, dă anunț și între ei își dau anunț și într-o oră, două, sala aia se umple. Parcă e o altă lume la Brașov, să știți. Sunt mult mai activi și mult mai legați. Și mult mai săritori. Deci mai legați, mai săritori. Mă duc de câteva ori pe an la Brașov, unde țin cursuri. E o bucurie. Este o bucurie, efectiv. Adică plec de acolo nu slăită, după ore și de vorbit, ci încărcată. Da. Deci, o tradiție mai aprofundată, mai... Ori avea, sau pentru că, fiind români într-o zonă în care mai sunt și alte nații, probabil că ori au împrumutat, ori au trebuit să-și conserve foarte bine propriile lor valori. Nu știu, n-am intrat în amănunt, dar vă spun că drumul spre Tâmpa este plin așa. Când o vârstă, când alta, se întâlnesc, porovăiesc. Adică e ca cum undeva, cum era la noi la țară înainte. Și mai stăteai, mai vorbeai, te mai întâlneai cu ăla, dădeai întâlnire și pe urmă. Mai o gogoașă, mai o cafea, mai... Oamenii vorbesc. Oamenii se întâlnesc. Cea mai grea cauză a depresiei este familia. Familia, soț, soție. Copiii zboară, ei rămân și adeseori nu mai au valori comune, au uitat cum a fost la tinerețe, au uitat că mai pot merge de mână, au uitat că mai pot râde. Și asta este foarte trist. Pentru că numai ei, după 40 de ani, dar chiar mai repede, după 35, nu mai ai resurse emoționale suficiente ca să te ridici ușor. Ba mai mult, dacă unul din ei e mai vesel, glumește, sau pur și simplu, hai să dansăm, noi doi. Celălalt îl apostrofează, ai nebunit și ți-a venit. Eu trebuie să mestec mâncare. Stai că mai trebuie să scutur covorul sau să aduc aspiratorul, avut ce te apucă de dans. Nu știm să ne întindem mâna așa ușor și fără niciun reproș, încât să ne bucurăm. Din bucuria celuilalt să te împărtășești și să o mulțești. Stăm acolo să facem mâncare, să aspirăm, spălăm WC-ul și ne-a făcut treaba. Ce puțin. Dar nici tinerii nu sunt foarte departe. Nici tinerii. S-au învățat să muncească până cad. Sunt chitiți să muncească până cad. Și mă uit la copiii mei. Și mă uit la copiii mei. Nu le ajunge un serviciu. Trebuie să facă trei. Că pot. Pot. Până când poți, mamă? Și pentru ce poți, mamă? Pentru ce poți? Că trece fuga. Și ce o să faci? Și dacă ai două, trei apartamente, ce o să faci? Unde te duci? Uiți de ce ai venit. Uiți de ce ești împreună cu soțul sau cu soția, cu copiii. Avem o treabă și uităm de ea. Și această treabă este să regăsim sufletul nostru
Și să-L regăsim. Să-L găsim pe Dumnezeu. Să ne înțelegem rostul. Nu avem nicio altă treabă pe pământ. Nicio valoare nu avem să strângem valori materiale de nu știu care dimensiune. Niciuna. Niciuna. Dacă nu ne-am găsit sufletul, dacă în sufletul nostru Dumnezeu nu există și nu știm ce înseamnă Dumnezeu, s-a terminat. Pleci și nu știi unde pleci. Mama mea a plecat la 89 de ani. Da, nu, 89 de ani. 89 și 45 luni. Două zile înainte, țărancă. Țărancă de la țară. Două zile înainte s-a culcat, cu două zile înainte, și nu s-a mai sculat. Cumnata mea m-a sunat și mi-a spus, măi, s-a culcat bine, dar nu s-a mai sculat. Și am fugit repede la țară să vedem ce e cu ea. Și am păzit-o. Că ea dorme. Eram la capul ei. Asta s-a întâmplat cu un an jumate în urmă. Eram la capul ei când a deschis ochii după două zile și atât de fericită era și atât de frumoasă era cum parcă n-am văzut-o niciodată. Și mi-a spus, am vorbit cu Dumnezeu. Și eu zic, cum? Am vorbit cu Dumnezeu. Zic, a luat o raznă. Și ce ți-a spus? Că n-o să mă doară nimic. Și cum e Dumnezeu? Frumos! Și mi l-a descris. Cum l-a văzut ea. Și ce ți-a mai spus? Și a ridicat mâna la mine și mi-a spus și nu mi-a spus ca să-ți mai spun altceva. Și nu mi-a spus ca să-ți mai spun altceva. Restul era pentru ea. Deci se culcase cu două zile înainte, se întinsese pe pat. Nu s-a mai dat jos un an de zile. Întreg. Un an. Întreg. Chitit. N-am mai putut. S-a culcat bine mersi. De pe picioare. Și un an de zile nu s-a mai dat jos. N-a durut-o nimic. Toată viața s-a plâns de dureri de articulații, de dureri de oase, de cap, de... Ce nu s-a plâns? Nu a durut-o un an de zile nimic. Nu a avut o escară. Ea neputând să se întoarcă de pe o parte pe alta. Cu două zile înainte era validă. Deci a devenit legumă în timpul ăla cât a dormit și un an de zile a fost legumă. Legumă cu ochi vii, frumoși, cu zâmbet minunat, cu somn mult și cu vorbe înțelepte în ea. A fost o lecție extraordinară pentru noi. O lecție extraordinară pentru noi. Și mi-a spus să nu-ți mai spun nimic. Deci ea am vorbit cu Dumnezeu. Deci ea știa, avea o relație cu Dumnezeu. Și avea o relație cu Dumnezeu. Ăsta e scopul. Niciun alt scop. Scopul este să știm cine suntem, de unde venim și mai ales unde ne duce. Pentru că ne vom duce acolo unde ne chitim să ne ducem. Depresiv nu ne ducem bine, nicăieri. Trebuie să ieșim din stare. Ne facem atâtea griji pentru atâtea lucruri mărunte. Și ce e mai important în noi, sufletul nostru, de el n-avem griji. N-avem nimic prețios. Pe picioarele astea plimbăm ceva extrem de prețios. Și atât de ușor încât ele nici nu-l simt, sufletul.
niciodată, și cred că vi s-a întâmplat asta, doi oameni nu se întâlnesc întâmplător. Sigur, trebuie să schimbe ceva. Fiți conștienți de starea asta. De ce m-am întâlnit cu X? Oare ce a trebuit să schimb cu el astăzi? Ce a trebuit să învăț? În primul rând, ce a trebuit să învăț? Și în al doilea rând, ce a trebuit să dau? Am dat? Pentru că de regulă, când ne întâlnim, începem să ne plângem. Aoleu, mi se mișcă un dinte, aoleu, ce am. în loc să mă bucur de întâlnire, mă doare o mână, un picior, mi s-a ars mâncarea. În loc să mă bucur de întâlnire și în cadrul întâlnirii să fac un schimb energetic extrem de valoros și pentru unul și pentru celălalt, începem să ne plângem. Încercați să nu mai faceți. Pentru că tot ce gândim, tot ce vorbim, înseamnă acțiune în viitor. Așa se va întâmpla. Și atunci încercați să nu mai faceți. Încercați să nu criticați. Să nu sancționați cu vorba. L-ai văzut? Ai văzut-o? A, doi bani faci. Românește așa, nu? Aoleu, ce prost era îmbrăcat. Aoleu, ce... Doamne, ce de treabă ai tu? Bă, ți-ai terminat toate treburile. Și ți-a rămas doar asta. Și ți-o făcut și. Dar ți-o făcut și bine. Deci, încercați. Trebuie să încercăm să ieșim din starea de criticism, de analiză fără scop nobil, de atenție dirijată pe greșelile celuilalt. Fii atent la tine, dar mai ales la sufletul tău, pentru că până la urmă depresia înseamnă jalea sufletului. Depresia este jalea sufletului, durerea lui. Durerea lui că nu e bine. Durerea lui că nu te mulțumește pe tine soma, adică fizicul tău. Te uiți în oglindă, păi mi-a albit părul, păi mi-au apărut cute, păi sufletul suferă în momentul ăla. Pentru că nu ești mulțumit cu vârsta ta. Nu ești mulțumit cu ceea ce ți se oferă gratis. Dar altceva nici nu are ce să ți se mai ofere. Și sufletul intră în suferință. Nu realizăm chestia asta. Dar sunt femeie și gândiți-vă numai. Dacă ar trebui să încep să umblu după diverse chestii ca să fie mai cum. Că mai frumoasă decât să n-are cum să fie. N-are cum să fie. E, dar să fie și mai frumoasă. Că ce să facă? Să mi se coloreze ochii? Să mi se ducă petele de pe față? Ce să facă? Trebuie să dau mâna înapoi. Cum? Nu se poate. E în legea firii. Și nu-i stigmatizant, ci te nobilează vârsta. Pentru că se aduce pete pe obraz, ceea ce din pezine în creier, așa ar trebui să fie. Noi l-am avut aici pe domnul Ovidiu Bojor și cine a fost, s-a bucurat de întâlnire, a văzut că, domne, era o mână de om, cocoșată și așa, bucurie de om, cu Mencinicovski. I-am avut cu domnul Mencinicovski, care Dumnezeu să-l odihnească, că aș pleca dintre noi, care, dacă vă amintiți de el, era foarte vocal pe alimentație. Și era o voce ascultată și de ei care n-asculta. Și domnul Marcel Boroș
a zis că n-are friptura bună în restaurant și ne-a dus la un restaurant. Nu mai știu unde ne-a dus. Pe lângă universitate, pe acolo ne-a dus. Așa, tavern. Da, la Sârb. Ați văzut? La Sârb. Așa, ați văzut? Ia. Așa. Și într-un moment de intimitate, așteptam să-l întreb, domnule, că mă durea sufletul. Că el era atât de vocal și era atât de ascultat și nu zicea nimic de Dumnezeu. Și am zis, domn profesor, credeți în Dumnezeu? Așa repede, ca să nu mă prindă ceilalți care mi erau la masă. Și el s-a uitat la mine puțin speriat și a zis, cred. Și de ce nu vorbiți de el? Și mi-a dat atunci o explicație pe care am acceptat-o. Mi-a spus, doamna doctor, sunt singura voce care mai este ascultată în țară. Dacă aș vorbi și eu, stau și eu cu Dumnezeu, ăștia m-ar da jos imediat. Și n-ar mai avea cine să vorbească de nutriție deloc. Bine, putea să fie și un pic de grandoare profesională, dar avea și de la cine, că era un om foarte instruit, dar am zis că are dreptate. Am acceptat. Că trăiam acele vremuri. Ce m-a bucurat foarte mult răspunsul lui, a fost că mi-a spus instantaneu, cred. Deci avea o relație cu Dumnezeu. Dar cu domnul Ovidiu Bojor, și el aici a fost o bucurie, Ovidiu Bojor se declara teist, adică el nu avea nicio problemă cu, era ateu? Nu era ateu. Mai la masă făceau ei ateism. Că nu caute toate amestecat și vorbeau la tribună neamestecat. Și eu mă uitam disperată la ei. Mâncau gem cu unt și cu carne. Și cu nu știu ce. Și mai erau și cu un de digestiv la masă. Ați băgat de seamă? Da. Și nu venea să cred. Zic, uite de ce fac. Uite cum fac. Uite profesorii mei cum fac. Da, nu trebuie să faci ce face profesorul, cum trebuie să faci ce spune profesorul. Depresie. Depresurizare. Cum facem represurizarea? Represurizarea este mult mai grea decât depresurizarea. E mai greu de făcut, nu mai grea. Mai greu de lucrat. Este mai greu de lucrat pentru că tot ce e în amonte, să urci în amonte, zic bine așa, nu? Așa. E mult mai greu decât la vale. La vale te duce valea și la deal te ține valea. Deci e foarte greu. Adriana, vino aici. Este foarte greu. Vino, că ai loc. Aveți loc. Nu știu, dacă mai ești cu cineva, spune să vină că e loc. Ia uite. Deci este foarte greu. Și de la ce pornim? Ca să ne reenergizăm. Pornim de la cauze. Ce a produs dezenergizarea? Relația de familie. Eu m-am bazat pe relația de familie. M-am chitit pe relația de familie acum. Încă nu-i soțul meu aici. Dar nu este numai decât asta. Gândiți-vă că o alimentație devitalizată este la fel de gravă. Gândiți-vă că lipsa de mestecat corect, care înseamnă 40 de ori, 25, 30, ciorba de 25. Așa? Nici nu te îngrașe, nici nu te obosește, nici nu te îmbolnăvește. Și orice om dolofan, dacă mestecă bine, dă jos. Dolofanii, în general, n-ajung la 10. Pariu face. Îmi dați telefon acasă. Și spuneți, eu mestec până la 25 și toți sunt dolofani.
și eu atunci vă dau diploma. Deci, este așa, cum vă zic, că e verificat prin atâta experiență. Și dumneavoastră mi-ați spus asta. Și eu m-am uitat în gură când mestecați. Ce să fac și eu? Când v-am prins la masă, asta fac. Nu la fiecare așa, cu oi de soacră. Ia să văd de câte ori pe timbă. Plac, 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 s-a dus pe gâtă. Mă, pe ăsta l-a scăpat, dar să vedem pe ăla altă scapă. Ia, plac, 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 s-a dat pe gâtă. Aoleu! Dar repede se duce. Are vale mare în gâtă. Are o vale mare în gâtă. N-are de alte loc. Da. Deci poate să fie pe alimentație devitalizată și nu duce deloc lipsă de alimentație devitalizată. Mai găsim viu prin aprozare, mai găsim viu aici, mai găsim viu. Aici mai găsim viu pentru că au grijă să mai aducă de la ferme private, unde nu se stropește, nu se aruncă, nu se mai iau. Pe unde mai puteți, mai aduceți câte ceva? Mai aduc fructe din Moldova. Știți că eu îi laud mereu și m-a întrebat cineva, domnul Marcel știe ce spun acum, m-a întrebat cineva ce acțiune am aici. Că tot îi laud și tot spun, dar eu știu mai din interior, eu știu că fac lucrurile bine. Și că dacă mănânci o fasole la ei, nu te doare burta. Când dacă o mănânci și acasă, uneori te doare burta, dar nu te doare burta, deși ei nu fac nimic altceva. Dar este extraordinar. Ne-am făcut aici o dată, spun public, ce am făcut noi cu miere atunci, am voie să spun? Am făcut odată un preparat pe rugăciune și cu liturghia pus. Și vreau să vă spun că mâncarea este altceva. Deci când faceți acasă mâncare, dați drumul la Sfânta Liturghie, nu la televizor. Este altă mâncare. Ascultați-mă, este altă mâncare. Digestia va fi alta. Dacă cineva ar analiza-o din punct de vedere energetic, la prima măsurătoare, este altceva. Dar și chimic este altceva, că energia nu poate să vină decât dintr-o structură chimică. Este altceva, dar drumul la Sfânta Liturghie. Nu puneți, eu știu, televizorul pe știri și mestecați în mâncare. Nu vă certați când mestecați în mâncare. Când mestecați în mâncare, nu vă gândiți ce mi-a făcut X și Y, lasă că-i fac și eu lui. Nu, spuneți o rugăciune. Vedeți că Coliva, puneți în asta virgula, are un ritual să învârți grâul în sensul acelor de ceasornic, așa trebuie să mestecați și în gratiță. În sensul invers acelor de ceasornic, deci spre stânga, că ăsta e sensul viului, să mesteci grâul și să spui Tatăl nostru la fiecare mestecare. Și atunci, coliva este un medicament. Coliva nu este aliment. La fel este și mâncarea. Deci dacă faceți lucrul ăsta, mâncarea este medicament, nu este numai aliment. De ce la stânga? Pentru că e sensul vieții. De ce nu dreapta? Pentru că e sensul morții. În momentul în care vestești spre dreapta, omor mâncare, omor ce-i viu în ea, energia ei moare. Lucruri simple. Mestec, Adriana. Întrebam, doamnă. Și iarăta. Deci, lucruri simple. Lucruri pe care noi, cei care au făcut cursul de nutriție cu mine, le-am învățat. Studenții ar trebui să le știe. Studenții de la facultate ar trebui să le știe, că și acolo le-am spus. Nu se spun, să știți, și nici nu se mai scriu prin cărți. Cine știe pe unde? Nu știu, eu chiar n-am mai găsit. Ai mai găsit pe undeva? Absolut nicăieri. Nu. Deci, lucrurile se vor
din oaț, să rețineți minte, să știți că le-ați primit, le-ați primit în dar, să le duceți în dar, să le dospiți în dar. Deci pornim de la cauză. Și când cauza este, știi tu singur că a fost alimentară, pornești de acolo și îți îmbogățești alimentația. Și nu mai mănânci numai fiert, nu mai mănânci numai din frigider, treci mai pe crud, mestești mai bine, îți îmbogățești regimul alimentar. Deci încerci să schimbi ceva. Încerci să te hrănești cumva altfel. Dacă problema a pornit de la un deces, atunci trebuie să înveți acceptarea. Trebuie să înveți sau să știi că dincolo ne vom întâlni. Nu s-a terminat nimic aici. Este doar o etapă. Ne vom întâlni dincolo și vom lua lucrurile de unde le-am lăsat. Mai bune sau mai puțin bune. Și ca să nu fie așa, să le luăm chiar de unde le-am lăsat, e bine ca aici să ne facem treaba în urma celui care pleacă. Cu dragoste, cu pioșenie. Știind că ne vom întâlni. Dacă iese din cauza unui serviciu, și acolo avem o problemă. Ori acceptăm, ori plecăm. Dar nu stăm să ne îmbolnăvim. Dacă accepți, înseamnă că accepți toate condițiile care ți se pun. Sau dacă nu poți accepta toate condițiile, încerci să schimbi ceva. Dacă poți, bine. Dacă vezi că nu poți, nu sta că te îmbolnăvești. Și unde să mă duc? Și unde să mă duc? Te duci acasă. Și ce o să fac acasă? O să mănânci cu o gură, o să mesești mai bine, o să te gândești mai mult și o să găsești ce trebuie. O să te rogi și o să găsești ce trebuie. Vedeți că pe Dumnezeu nu punem deloc în ecuație. Noi nu punem deloc în ecuație pentru că nu avem o legătură constantă, sfoară, zdravănă cu El. Și atunci nici lucrurile nu ni se împlinesc chiar bine. Când zici, Doamne, dar ce-am făcut? Păi, Dumnezeu, ce, ești surd, ce-am făcut, nu mă vezi? Păi, nu te cunoaște. Păi, nu te cunoaște. Că până acum ai strigat la El când? Doar când ai nevoie? Dar când ți-a fost bine? Ai uitat să mulțumești. Și nu te cunoaște. Pur și simplu, e ocupat. Deci, încercați să aveți o relație bună cu Dumnezeu, permanentă. O relație permanentă. Sunt grupuri de rugăciune în Constanța și eu știu cel puțin două. Faceți parte din grupurile de rugăciune, că unde sunt mai mulți, puterea e mai mare. Strângeți rândurile. România trebuie să trăiască. Nu putem să o lăsăm așa, de izbeliște. Și rugându-ne singuri așa, pe aici, pe acolo, nu facem prea mult. Facem, dar nu prea mult. Când suntem mai mulți, facem funii până la cer. Un alt factor cauzator ar putea să fie apa. Apa slabă, apa care nu este suficient de mineralizată. Depresia înseamnă carență mare de magneziu. Și nu avem habar că o avem. Nu avem habar de unde o avem. Nu avem habar dacă și cei din jurul nostru o au. Și ce să facem? Să mergem la doctor să ne măsoare. La unul iese, la altul nu iese, nu faci decât să te bagi în ceață. Sunt niște semne ale carenței de magneziu. Și anume faci circulațiile, fibrilațiile musculare pe care le simțiți în picioare. Mai puțin în brațe, mai ales în picioare. Și mai ales seara,
când vă culcați, când vă așezați să vă odihniți, începe tremurul, fulgurația, când în stângul, când în dreapta, când mai sus, când mai jos. Asta e carența de magneziu, dar sigur nu e mai de magneziu, e majoră de magneziu. Atunci ce trebuie să facem? Primul rând să ne facem un... să ne facem un inventar a ceea ce mâncăm, a calității apei pe care o bem și dacă avem un dubiu că ceva nu e bine, trebuie să și vorbim cu cineva, să zicem, care ar avea un pic de pricepere aici și să începem schimbarea. Este foarte important. Pentru că neavând minerale suficiente, este imposibil ca inima să meargă bine. Este imposibil ca mușchii să meargă bine. Deci, nu se poate. Este imposibil creierul care, mă rog, are și el mușchii lui, așa, să meargă bine. Are mușchii lui de acțiune. Nu? Că acționează pe mușchi. Din cap vine impulsul și uite așa se duce mâna. Nu se duce? Se duce. Unde trebuie. Că aia știm sigur unde trebuie. Da. Deci poate să fie apa, poate să fie mâncarea, poate să fie relația. Dar mai poate să fie oboseala. Dumnezeu să-L odihnească pe Ceaușescu, că mare respect și drag îi port, și fără glumă, pentru că avea o chestie foarte clară, cel puțin o chestie care mie îmi place și mi-ar plăcea să fie așa acum, și anume concediu de odihnă. Auziți? Auziți ce concediu e ăsta? Auziți? Oameni buni, e de odihnă. E de odihnă. Oamenii în tinerețea mea plecau la păi, plecau la munte, ei de la munte veneau la mare, veneau la odihnă 2 săptămâni, era concediu de odihnă, veneau refăcuți. Oamenii acum aleargă în toată lumea. Unde ai fost? În Franța. Și ce ai văzut? Ei, multe. Unde ai fost? În Italia. Și pe acolo, și pe dincolo. Am fost la copii. Unde? În Norvegia. Și ce ai făcut? Ei, le-am făcut mâncare, le-am spălat. Ai fost în concediu. De odihnă. Și vin apoi la muncă. Nu, dragii mei. Concediu de odihnă e concediu de odihnă. Ești tu cu tine, cel mult cu partenerul, partenera ta, cel mult, dacă vă înțelegeți, dacă nu lăsați acasă unul din ei, vă pe unul ori pe altul, și vă duceți și vă refaceți forțele, vă duceți și vă plimbați la munte, dacă sunteți la mare, noi, că suntem la mare, mergem la munte, ei de la munte vin la mare, este un schimb de populație, pur și simplu. Nu plecați cu copiii după dumneavoastră, nu, copiii trebuie să rămână acasă. Cu cine? Cu bunicii. De ce? Pentru că iubiți și iubesc și ei. Iubiți pe bunici și sunt bucuroși să-i țină. Ei, uneori nu prea. Dar faceți în așa fel încât să fie și bucuroși să-i țină. Deci este foarte important. Deci facem concediu de odihnă. Nu uitați. Mulți sunteți tineri aici. Ridicați mâna. Care ați făcut concediu de odihnă în anul ăsta care se sfârșește acuși? Ia uite ce de mâini. Ia uite-te. 4 mâini ridicate. 4 mâini ridicate. A fost 5 și am greșit eu? Nu, au fost 4. 2, 3, 4. 4 mâini ridicate. Ce ați făcut restul? Pensionari. Și pensionarii trebuie să plece de acasă. Și ei au concediu de odihnă. Este un alt fel de concediu, un alt fel de odihnă. Deci, trebuie plecat de acasă. Eu anul ăsta n-am plecat de acasă și trebuie să plec. Și aștept să mai mă coc un pic, că am fost cam necoaptă și o să plec. În fiecare zi mă gândesc că o să plec. Și aveți grijă că unde vii gândul,
acolo să vă fie drum. Da? Să vă gândiți foarte bine la ce vreți și în fiecare zi să vă gândiți cu rugăciune la Domnul că se împlinește gândul. Și eu o să vă iau pe toți cu mine în suflet. Că mă duc departe. Dar nu atât de departe. Paci. Paci să ne întâlnim cu El, cu Cel de Sus. Mergeți în excursii organizate. Mergeți în excursii organizate. Nu vă înhămați să vă organizați singuri excursiile. Dacă sunt tineri, da. Dar dacă nu sunt tineri, alte noi așa, lasă pe alții să își bată capul cu cazarea, cu drum, cu mașina, cu șoferul. Cu... Și mergeți, nu stați. Nu stați acasă. Schimbați-vă. Schimbați-vă locul. Dacă vă obișnuiți un an, doi, să nu mergeți în concediu, va fi foarte greu ca al treilea să mergeți. Nu vă vine să plecați. Pentru că cine o să gătească la copii? Pentru că cine o să facă treaba? Pentru că cine o să facă cealaltă treabă? Mai avem o situație, deci trebuie să schimbăm și aici, să ne odihnim. Mai avem o situație care ne depresurizează foarte tare, vecinătățile. Vecinătățile, îmi crezi că e al meu, că așa sunt așa al meu. Vecinătățile pe care nu putem să le schimbăm după voia noastră, după pofta noastră, după dorința noastră. Nu avem cum. Și atunci ce facem? Stăm în război cu ei? Nu. Trebuie să găsim partea bună în vecini. Ce să mă împac eu cu ăla? Că nu mă înțeleg deloc. L-am salutat de două ori în 10 ani de când e aici. Dacă aud ușa te deschide, eu nu ies. Păi, dacă tu așa faci, așa primești. Trebuie să vă asumați niște riscuri. Și am să vă spun ce am făcut eu la un moment dat. Stăteam într-un bloc, spre gară, pe un mai, cu 10 etaje, cred că. Și pentru că nu se înțelegeau între ei, dar noi n-am știut chestia asta, mai era un preot pe scară, la parter, și noi sus. Și pentru că nu se înțelegeau între ei, l-au pus pe soțul meu, ziceți, administrator de scară, nu știu, responsabil de scară. Și eu încercând să împac scara asta, care nu se mai împăca nici cum se împăcau între ei, în ziua de Crăciun le-am pus câte o felicitare, m-am gândit eu. Și ce credeți că am scris pe ea? Să vă dea Dumnezeu un an, Crăciun fericit, și să vă dea Dumnezeu un an ca sufletul dumneavoastră. A doua zi nu mai m-a salutat nimeni. A treia zi nu mai m-a salutat nimeni. Treceau pe lângă mine. Nu înțelegeam ce-am făcut. Până când mi-a picat fisa. Mi-a picat ca în mașină de cantonat. Zic, ia uite ce-am făcut. Le-am spus că se refie. Vă spun pe cuvânt de onoare. Mi s-a întâmplat acest lucru, dorindu-le să le fie anul ca inima lor, nu mi-a salutat nimeni. Măcar erau conștienți. Da, erau conștienți. Vedeți, eu nu m-am gândit atunci, însă după ce am realizat, mi-am asumat. Mi-am asumat și am mers în continuare. Dar trebuie să-i fi spus asta, nu? Nu ți-am spus asta, aolea, am rămas ceva ce nu ți-am spus. După ce cumpărasem eu toate felicitările pentru fiecare familie de păscare, erau cheltuiali așa, așa le-am scris la fiecare, dar le-am scris la toți la fel, la fiecare, dar la toți la fel. Deci au realizat cât de buni sunt, au realizat că nu-și doresc un an ca sufletul lor, vă dați seama? Vă dați seama?
Deci dacă am fi atenți la noi, ar fi foarte bine. Deci dacă cineva spune să fie ca sufletul tău și tu realizezi că în momentul ăla nu ești deloc în regulă, zici, Doamne, ferească, dar zici acolo în gândul tău și te schimbi. Că nu poți să-l cerți pe ăla, pentru că ăla îți dorește binele. Și ce e mai valoros în tine decât sufletul? Nimic nu e mai valoros. Dar și ăla tu știi, mintea ta știe, că nu e în regulă. Că e în depresie, săracul. Sufletelul e în depresie. L-ai nemulțumit. Apoi avem grijă, deci, odihnă, relații, mâncare, apă și propriile noastre gânduri. Împacă-te cu tine, omule, înainte de a te împăca cu altul. Caută-ți pacea în sufletul tău. Fă pact cu cei de lângă tine, pactul păcii, dar mintea ta și în comportamentul tău. Nu una spune, păi așa mi-ai făcut și tu. Păi ce, tu ai făcut altfel? Adică ochi, pe ochi, ne? Și dinte pe dinte. Sau de celul la stomatologi. Dacă ochii e mai greu. Deci sunt câteva dintre cauzele depresiei. Depresia e boala sufletului. Este jalea sufletului, să știți. Depresia este jalea sufletului. Pe care nu o băgăm în seamă la timpul potrivit și când picăm, toată lumea e nefericită în jurul nostru, iar noi nu suntem în stare să ne ridicăm. Depresia poate să meargă atât de adânc încât consumul energetic să fi fost atât de mare înainte, încât să ajungi într-un hău în care nu te poți mișca, nu poți vorbi, deși mintea încă îți mai merge, dar nu mai ai putere. S-a terminat cu puterea. Ți s-a luat puterea. Ai folosit prea multă putere. Te-ai învârtoșat să faci prea multe. Te-ai consumat prea mult în relație cu, mai ales cu ceilalți. Căci dacă te-ai consumat la fel în relație cu Dumnezeu, ai crește, ai dospi, te-ai întări, dar nu faci cu Dumnezeu, faci cu ceilalți, o faci pe lateral, o faci pe orizontală, nu faci pe verticală. Deci restabilirea înseamnă conștientizarea și acțiunea pe rezolvarea problemelor pe care le conștientizezi că nu sunt în regulă. Nu lăsa astăzi, e o vorbă sfântă, nu lăsa pe mine ce poți face astăzi. Realizezi că ai făcut ceva sau că faci ceva ce nu trebuie, nu sta. Cel mai mare dușman al nostru suntem noi, știți? Cred că chestia asta, da? Cel mai mare dușman al tău ești tu. Pentru că tu singur îți cunoști sau ar trebui să-ți cunoști sufletul. Tu singur ar trebui să lucrezi pe sufletul tău. Și într-un final, deci mâncare, apă, vedeți că n-am pus pe zero băutură. Așa, mâncare, apă, relații, sinele tău și totuși parcă mai e ceva. Ce mai fi? Lipsa de Dumnezeu. Lipsa? S-a vorbit de Dumnezeu, adică s-a vorbit. Da, lipsa de Dumnezeu, asta am vorbit, da? Lipsa de Dumnezeu, deci trebuie să-L cauți. Primul rând. Cum? Lipsa de socializare. Socializare, da? Deci, toate astea trebuie rezolvate. Nu trebuie să mergi la medic pentru asta. Nu trebuie cineva să spună diagnosticul pentru asta. Tu trebuie să conștientizezi foarte bine problema ta și trebuie să încerci să o rezolvi. Dacă nu poți, singur, poate cineva din familie care te poate sprijini. Dacă nu este nici acolo, cineva din neam care te poate sprijini. Dacă nici acolo, atunci e bine să-ți cauți un medic.
Poți să-ți cauți de la început dacă găsești un medic care să înțeleagă situația și să nu o transforme într-o boală care te poate, care nu există și care te poate îmbolnăvi. Un medic la care se duci cu ea din neam care da. Și mai este, mai sunt o groază de tehnici. Nu trebuie nici la psiholog, nici la psihiatru. În timp, v-am spus, în primul rând trebuie să avem psiholog și psihiatru mâna sus. Ah, da, drăguț. Da. Eu zic întâi să vindece ei, mă iertați. Sunteți vindecați, de aia sunteți aici. Dar eu zic întâi să se vindece ei. La cursurile mele de nutriție au fost pe fiecare dată psihologi și chiar și psihiatri. Și am discutat cu ei la taină așa. Și sunt săracii și ei sunt derutați. Că nu găsesc firul cu care să lucreze, știți? Sufletul e ceva extraordinar. Și nu găsesc. Și știți de ce nu găsesc? Pentru că ca și medicii, de a nu vindecă toți, că nu pot. Încă nu lucrează cu Dumnezeu. Cel care lucrează cu Dumnezeu găsește imediat poteca. Cel care nu îl are și nu știe cum să-l aibă, și mai ales care la lungă, hai, lasă-mă pe mine cu școală, ce îmi trebuie mie profesie, prostia asta, vii cu chestii de-astea la mine. Ei, atunci lucrurile nu sunt chiar în regulă. Deci când îl ai pe Dumnezeu, sufletul tău vibrează altfel și vibrează altfel la sufletul lui. Și atunci când două suflete ajung să vibreze într-un fel anume, la unison, atunci înțelege pacientul, înțelege medicul și medicul și înțelege, în primul rând medicul și înțelege pacientul și pacientul înțelege ce vrea medicul de la el să facă, pentru binele lui. Foarte important. Nu lipsiți de la Sfânta, de la Sfânta Liturghie. N-avem habar ce se întâmplă acolo. N-avem habar. Că dacă am avea habar, Doamne, l-am văzut pe înaltul Teodosie acum câteva zile, spunând și eu, da, l-am văzut și altă dată, dar acum era înfloritor, era luminos. Era extraordinar. Și spunea, de când fac liturghia zilnic, eu mă hrănesc cu liturghia. Nu mai îmi trebuie mâncare, dacă mai văzut cineva mesajul ăsta. Nu mai îmi trebuie mâncare, nu mai îmi trebuie somn. Nu sunt obosit. Și asta n-a spus-o, dar cred că parte dintre dumneavoastră o știți, că el este loc în față, dacă vreți să veniți aici. Că el are o memorie de elefant. Adică îi spui numărul de telefon în trecere și el pe urmă te sună. Adică e ceva de... Îl iubesc foarte tare. Este nu întâmplător părintele Arsenie Papacioc când s-a întâlnit, la prima întâlnire, știți ce a spus, nu? I-a spus, bine ai venit, te așteaptă Dobrogea de 2000 de ani. Mi se ridică și acum în carte. Probabil că nu ar fi cuvintele chiar astea, da? Dar pe acolo sunt. Deci Dobrogea te așteaptă de 2000 de ani, așa cred că a zis. Dobrogea te așteaptă de 2000 de ani. Vă dați seama? Și a avut dreptate. Mă bat puțin și pentru că nu e aici de față, am să vă spun o mică întâmplare pe care, poate chiar două, pe care le-am avut cu înaltul Teodosie. Nu prinde niciodată depresia pe omul ăsta, n-are cum să prindă. Eram la Crucea și toată lumea l-aștepta ca să sfințească apă. Și era cald, foarte cald. Și înaltul nu mai venea. Și au apărut oamenii lui. Și înaltul nu mai venea. Și am stat și am stat și am stat. Și eu a trebuit să plec. Trebuia să plec. Și când am plecat, în via de... Știți că sunt niște vii pe acolo. Înaltul Teodos era cu mâinile ridicate, se ruga pentru ploaie. S-a terminat slujba și a plouat. Deci,
lumea l-aștepta și nu știa ce e cu el. Cei care îl aduseră știau că trebuie să întoarcă după un timp să-l ia, că aveau ei mesajul lor, nu știu. Eu a trebuit să plec și am văzut pe înaltă cu mâinile ridicate în vie, în genunchi. Și am mai fost, nu mă amintesc exact acum unde am fost cu dânsul, s-a întâmplat să fim acolo împreună și a început o rugăciune și s-a așezat în genunchi. Noi din biserică, hai câte unul, câte unul, că poate nu s-o, poate s-o ridica până când să mă așez și eu. Ceva de genul ăsta, știți? Și natu a stat 50 de minute în genunchi. 50 de minute în genunchi, pe ceas, când m-au durut genunchi și m-au tot uitat. El avea exercițiu, eu nu. Deci, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne întoarcem cu toată puterea. Noi suntem un popor special. România este o țară specială. Dar nu avem loc. Da, avem. Ne face Dumnezeu să ne rugăm. Așa ne ține Dumnezeu în rugăciune, eu așa cred. De-aia mi se întâmplă ce mi se întâmplă, pentru că noi nu ne mai rugăm de mulțumire. Nu mulțumim pentru ce avem și atunci ne mai dă câte unul, câte altul, câte un șut, ca să putem să fim din nou treji. Repet. Aveți-vă grijă în sensul cel mai frumos al cuvântului, adică fiți în atenție bună, blândă, bucuroasă, să vă descoperiți. Să vedeți când spuneți câte sunt, mi se întâmplă unde spun un cuvânt răsnit, aiurea. Și Doamne, dar cum am spus asta eu? Ești tu. Și ăla ești tu. Și ăla ești tu. Nu trebuie să te superi. Ai spus o trăsnaie. Spune ce trebuie ca să se anuleze și asta e, mergi mai departe. Ne-a lăsat Dumnezeu gura să vorbim. Dar ne-a lăsat-o să vorbim mai ales cu El. Și noi flecărim prea mult. Și vrem ca celălalt să și înțeleagă ceea ce flecărim noi. De unde? Că noi le spunem pe ale noastre, din capul nostru și din mintea noastră și din emoția noastră și care nu sunt totdeauna în rezonanță cu celălalt. Trebuie să schimbăm mâncarea. Și acum am să spun câteva chestii, să vă verificați fiecare. Deci, în momentul în care suntem obosiți, trebuie să, și ca să n-ajungem să fim obosiți, mai ales, trebuie să facem ceva. Și anume, să mâncăm măcar zilnic câte o porțioară, dacă nu chiar o porție, de semințe. Diverse semințe. Cât zicem noi că sunt pe piață nenorociri și nu știu ce, știți că semințele de floarea soarelui încolțesc și dau lăsa din ele? Știați? Nu. Vă spun eu. Deci cumpărați-vă semințe de floarea soarelui care sunt foarte bogate în nutrienți. Le spălați. Ați vedeți că se duce niște coajă acolo după ele și lăsați-le ude așa pe masă. Eventual puneți un șervețel sau un tifon peste ele. Și în două zile o să vedeți că încolțesc. Și dacă mai lăsați 3-4 zile, o să vedeți că dau lăstare așa mari. Chiar cu frunzulițe. Sunt o minune a lui Dumnezeu pentru sănătate. O minune sunt. Și sunt ieftine, nu sunt scumpe. Vedeți că m-am băgat la floarea soarelui. Nu m-am băgat la migdale, la caju, foarte bune. Nici nu cresc pe la noi ăștia. Dar sunt și foarte, sunt bune. Însă mâncăm alarma pentru rugăciune. Mâncăm ce al nostru. Mâncăm ce al nostru.
semințele de floare, soarele spate, puneți-le în salată, mâncați-le ca atare, puneți un pic de ulei peste ele, un pic, o linguriță de ulei peste ele și un pic de sare și cu o felie de pâine v-ați făcut o masă. O masă v-ați făcut. Deci schimbați-vă ceva în propriul, mestecați bine. Deci, de câte ori? 40 de ori, nu uităm. 40 de zile de pomană, 40 de zile de gur de mestecat. Faceți pace cu cei din jur, din jurul imediat și din jurul mai îndepărtat. Țineți legătura cu lumea care vă e dragă. Evitați, fără să îndepărtați, dar evitați pe cei care vă stresează, dar fără să faceți din asta o frondă, o bravadă, o declarație. Nu. Fiți blânzi. Eventual faceți-le chiar bine, ca să reschimbați starea, că nu știți ce e în sufletul omului. Vedeți ce frumos spune românul? Nu știți ce e în sufletul meu. Acolo este locul în care se strânge, în care se depozitează, în care se macerează și în care germinează binele sau răul. Cum mai facem să ne revenim? Păi facem ce ouă ăla. Da? Facem ce ouă. Și dacă avem serviciu și dacă nu. Facem conciliu de odihnă. Și chiar îl facem. Și chiar îl facem. Propuneți-vă, luați-vă bilete de la începutul anului, măzgăriți pe calendar, vorbiți de el, vorbiți de ce. Nu stați! Concediul de odihnă este de odihnă, nu de alergare prin Europa sau prin lume. Aia e altceva. Concediul de odihnă este un concediu de refacere. Dormiți, vegetați, schimbați mâncarea, schimbați aerul, schimbați apa în altă parte. Unde? Dacă ești la mare, te duci la munte, dacă ești la munte, vii la mare, dacă ești la deal, te duci când într-o parte, când într-alta. Schimbați locul. La mare avem aeroion pozitiv, la munte negativ. Plămânul și inima funcționează altfel, sângele se încarcă altfel la munte și altfel la mare. La mare ești obosit, la munte ești plutești. Te înviorezi. Muntele te înviorează, marea te îngreunează. Și atunci suntem într-o stare bună. Dacă ne-a lovit depresia, ci depresia, dacă ne-a lovit starea asta în care nu mai ai putere, rămâi pe loc. Gândește-te ce trebuie să faci și schimbă mediul. Obligatoriu schimbă mediul. Pleacă 3 săptămâni de acasă, pleacă la munte sau la mare. Depinde de unde ești. Dacă ești, repet, de la munte, vii la mare, dacă ești invers. Deși la munte se reface cel mai bine nivelul energetic al omului. Și du-te și stai 2 săptămâni undeva, 3 săptămâni e cel mai bine. Știți că concediile pe vremea lui Ceaușescu erau 3 săptămâni, vă amintiți? 3 săptămâni erau, nu erau 2. Merge și stați 3 săptămâni undeva. Oh, păi ce se întâmplă acasă? Nu mă interesează ce se întâmplă, ce o să se întâmple. Uite, se rupe, Doamne ferește, furtunul la baie cu salut la mine, zile. Ferească Dumnezeu. Da. Și ne refacem. Și ne reface. În biserică este un moment extraordinar în care se spune să ne iubim unii pe alții. Ce nu puteam noi face în biserică? Știți ce fac preoții ta? Se îmbrățișează. Și noi ce ar trebui să facem în biserică? Dacă ne-am îmbrățișat, se face imediat zarvă, pentru că imediat vine o altă ceva, să spune altceva și noi trebuie să fim în poziție de... Dar putem să facem lanț, să dăm... Știi ce se întâmplă? Dacă toată biserica și-ar da mâna, singur să vă gândiți. Iar eu la fiecare la ureche o să vă spun.
Este fantastic ce se întâmplă. Am văzut lucrul ăsta la Cluj, în catedrală. Deci dați-mi mâna să ne iubim unii pe alții, ca într-un glas să mărturisim. Ce frumos! Ce frumos! Sigur că o să găsești pe cineva care nimic, atâta știe. El n-a fost aici, astăzi. Dar cei care au fost, știu. Cred că încă am vorbit de totul, deși să știți că am vorbit totul cu totul altfel decât v-aș fi spus. Dar pentru că n-am reușit să pun sticul, atunci probabil că așa trebuie să fie. Era mai adunată, mai sintetică, mai... Mă gândesc că e mai bine ca acolo, așa cum am făcut materialul. Dar că Dumnezeu nu a vrut așa. A vrut așa. Acum, dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Poftim. Vreau să întreb despre mișcare. Este și aceasta... Este. Este foarte importantă. Dar este importantă când poți să o faci. Că poți să fii în starea în care ești cam leguminos și nu poți să o faci. Deci, ne referim la ce poți să faci. Dacă poți să faci, să faci. Eu, de exemplu, acum fac cam câțiva kilometri pe zi. Tu știi că așa e. Fac câțiva kilometri pe zi, câțiva kilometri până în 10. Așa, până în 10, peste 10, depinde dacă e vremea frumoasă și dacă nu sunt foarte obosită așa eu de acasă. Dacă nu merg, nu mai sunt obosită. Și nici nu vă spun pe unde noi iau. Și nici nu vă spun și pe vremea când n-aveam voie să mergem. Mă întâlneam cu poliția. La un moment dat ajunsesem să le cam cunoaștem cu unii dintre ei. Așa și iar mă întâlneam și dați-mi legitimația. Pe v-am spus și aseară. Legitimația! Bă, executat. Uite, asta e. Și a seară era tot asta. Deci... Spuneți-le să vină la conferințe ca să vă... Într-o seară veneam de la Brâncoveni sau veneam de la sau la Brâncoveni și aduceam niște cărți. Și aveam vreo 6-7 cărți care fiecare cred că avea spre un kilogram și de la mine de acasă până aici vreo 2,5 km. Și nu era chiar simplu așa. Și trăgeam de cărțile alea așa și era o polițistă. Și nu avea masca. Era cu masca obligatorie. Și nu avea masca și zice, n-aveți masca. Păi, Doamne, nu mai am respir, nu mai am aer. N-ați aveți aer? Eu nu mai am. Uite, carpa astea. Păi, de ce ați plecat? Da. De ce ați plecat cu ele? Pentru că s-ale mele. Și n-am putut să le las acasă. Deci se întâmplă, deci nu trebuie să vă puneți nici rău, adică trebuie să dați pe undeva, să vă scoateți drumul până la urmă. Că și ala săracul nu o fi fericit că la ora aia din noapte e pe acolo, că era vreo 11 noapte, nu știu cât era, eu m-am gândit că la ora aia nu mai e nimeni, pentru că eu umblu așa. Din fericire nu mi s-a întâmplat nimic. Așa, dar eu umblu așa. Că ăia răi nu umplă pe la ora asta. Aia se curcă la ora asta. Da. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Da? Zi? Vreau să vă întreb de apă, că ați spus că pentru mâncare să spun o rugăciune... Și la apă la fel. Și la apă la fel. Când iei paharul de apă în mână, ține-l și atunci spune o rugăciune și este... O să fie altceva. Și ai să bagi de seamă. Și pe copii să-i învățați. Și pe copii să-i învățați să spună rugăciune și la masă, să spuneți rugăciunea toți. Este foarte important să spuneți rugăciunea toți și dacă sunteți mai mulți, puteți să vă țineți de mâini, să închideți masa, știți așa. Este foarte important. Nici nu aveți habar ce se întâmplă. Nici nu înțelegem ce se întâmplă. Este fantastic.
Deci dacă noi am avea puterea să... Puterea avem, dar nu avem scule. N-ar fi mare lucru să iei ceva să măsoare. Vladimir Poponin, Angelina Maikovskaya și alți cercetători de la Institutul Bechterev din Moscova au verificat toate lucrurile astea pe care vi le-am spus despre apă, despre ținutul de mână, despre rugăciunea și îi găsiți pe internet, să știți, cercetătorii ruși cu referire la rugăciune, îi găsiți. Și o să vedeți ce spun ei, oameni, cercetători, fizicieni. Deci în prima mână a lumii, să zicem așa, în cercetare. Fizicieni. Deci să faceți lucrurile astea, de-aia vă spun și în biserică, ținutul de mână, este foarte important. Foarte. Da, altceva? Zic. Poate așa zisele mijloace de comunicare, Facebook, Instagram, Twitter, să nască un soi de depresie? Da. Și cum poate afecta? Să nu le deschizi. Ce? Ce? Bunica ta asta cu Facebook-ul și cu Instagram? Deci, eu de exemplu, nu am chestia asta. Mai am WhatsApp pe care bărbatul meu când zice WhatsApp, așa zice cu l-aș omorâ și pe ăsta. Și zice, de la tine am cele mai multe mesaje. De la mine. Dar eu când prind un mesaj de ăsta care îmi place, care schimbă, care face, îl trimit și lui. Și el nu mai citește, el șterge. Zice, gata, așa a făcut rostul. Felicitări, da. Să-i pun o felicitare în supernă. Dumnezeu mi-a făcut toate dar diferiți. Așa e. Dumneavoastră vreau să faci un gest extraordinar, nu la principiul întâlnirii. Da. Asta e și mire de partea noastră. Da. Păi da, pentru că ei și-au știut sufletul. Deci ei și-au știut sufletul, săracii de ei. Ce m-a impresionat a fost că măcar unul n-a fost altfel. Adică măcar unul n-a fost fericit ca primit felicitarea de la mine. Unul. Din 20 și, nu știu, 2, 3. Erau toți pe scară. Erau toți pe scară, dar erau pe același nivel energetic. Să știi că și asta se întâmplă. Să știi că dacă e unul bun sau unul rău pe scară, influențează în bine sau în rău pe ceilalți. Absolut. Ne-am mutat, da, că ne-am cumpărat casă. Ne-am cumpărat casă. Avem o casă mare. Abia avem noi loc în ea. Minunat e. E minunat. E tot ce se întâmplă în viață este minunat. Dacă te uiți în spate, este minunat. Sorina este aici. Lași capul jos să nu se ridici. Și ea zice că nu, dar eu zic că da. Am avut o discuție cu ea pentru lucrarea de diplomă la un moment dat. Așa zic, așa țin eu minte. Și nu a fost să fie. Și pentru că am fost atunci foarte pretențios. Așa, poate ea nu m-a simțit așa și o fi găsit altă soluție, dar eu așa știu că am fost. Și cer și acum iertare public. Și a dispărut din viața mea. Mulți ani a dispărut. Nu mai știam telefonul ei sau nu răspundea, schimbase telefonul, nu mai știu. Nu știam unde stă, nu știam unde să o caut. Ante zile. Și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, scoate-mă în cale să-i spun că eu am greșit atunci. Și într-o zi eram la o întâlnire undeva la restaurant Zigunte, restaurantul la Ibis, era acolo la Macedon. Cu domnul Ovidiu Bojor eram? Probabil. Așa eu parcă știu că eram acolo lângă pe Marul Mării, la, mă rog, e bine cum ai zis tu, memoria mea. Neuronul meu este probabil așa. Și
Vine Cătălina Rodencu, o altă fostă studentă de-a mea, mi-am culunat toți studenții pe care am avut la lucrare de diplomă, mi-am culunat și sunt sufletele, sunt suflete din sufletul meu. Sufletul lor este permanent, eu sunt permanent cu ei în sufletul meu și la rugăciune și peste tot. Ei nu știu și sunt aici, dar n-aud. Așa. Și unii dintre ei sunt. Și vine Cătălina și îmi spune, Nașa, este Sorin aici? Zic, cum? Haideți că este Sorin aici. Cătălina știa, îmi știa suflet, îmi știa durerea din sufletul meu. Mereu întrebam. Atâta bucurie mi-a făcut întâlnirea cu ea, câtă bucurie n-am avut înainte când era studentă și după ce era o perioadă. Atâta bucurie mi-a făcut. Și eu iubesc foarte mult, este un om foarte bun. Așa cum bucurie am avut la facultate în ultimii ani, s-o am pe lângă mine, pe doctorița Severin, care este lângă noi acum, și care este un om excepțional și care îi mulțumesc pentru că tatăl era și ea de la mine. Că acum sunt blând așa, dar nu sunt așa, sunt nesuferită rău de tot. Da. Mai aveți o întrebare? Ziceți? Cum putem renunța la aceste excitante care ne favorizează depresia ca virgulă cafeaua sau un consumat în mod excesiv? Și nu mai spun de alcool sau de fumat care... Deci aici scrie voință. Dacă n-ai voință, n-ai putință. Cum o putem dobândi voința? Cu rugăciune. Cu rugăciune. Nu am altă soluție. Deci pur și simplu Dumnezeu îți dă putere. Nici nu vă închipuiți câte... Dom'le, mai gândiți-vă că suntem în stare să ne ridicăm din pat. De unde la noi atâta putere? E putere. Dacă ai calculat ce se întâmplă în momentul ăla, câți mușchi se mișcă, câte oase se mișcă, câte așa, ai zice, nu, mai bine stau decât să se mai miște atâtea oase și atâtea mușchi. Stau acolo. Nu. Putere. Putere înseamnă rugăciune. Rugăciune. Dai voință, iei putere. Dai voință, iei putere, adevărat. Da. Și nu uitați, liturghia, nu uitați, mergi mai bine. Omul care merge la Sfânta Liturghie se schimbă. Fără să știe și fără să vrea, fără să facă nimic altceva. Mergeți la Sfânta. Spovediți-vă, împărtășiți-vă, normal. Nu știm noi ce înseamnă foarte bine chestia asta, dar faceți-o. Faceți-o pe tradițional. Până când învățați ce este, faceți-o. Da. Faceți-o, că ei o făceau, o facem și noi. Și într-o zi o să vedeți de ce ați făcut. Altceva? Așa să numărați. Ziceți? Da. Ce înseamnă apă de calitate? Apă de calitate înseamnă, în primul rând, să nu fie infectată. Deci asta, dar nici n-am luat-o în discuție, ați văzut că n-am pomenit chestia asta. Deci de calitate înseamnă să aibă o încărcătură microbiologică bună. Dar pentru mine, în cadrul cursului, nu m-am gândit la soluție, la acest tip de apă, pentru că ea este, în general, o apă, în general și în particular, o apă bună. Noi avem în Dobrogea și România, avem o apă foarte bună și curată. Să fie mineralizată. Și apă mineralizată bună pentru tratamentul, dar și pentru, mai ales pentru prevenirea depresiei, trebuie să fie încărcată în magneziu, mai ales, adică să aibă o concentrație bună de magneziu, sigur că și toate celelalte elemente, dar magneziu este foarte important. Și avem vâlcele, avem o sursă de apă la vâlcele, așa că o dată, de două ori pe săptămână, beți câte două, trei sticle de apă de vâlcele. Așa, și mai avem... Doamne! Mai avem o apă foarte... Foarte perla Harghite, este iar bună. Avem apă, vă uitați pe încărcătură. Să fie bine încărcată. Unde vedeți zero sau cifre mici, sau izvorul minunilor. Este o apă, izvorul minunilor, parcă nu? Ca să fie mineral. Așa? Sau
Să fie minerală sau plată. Puteți să faceți și minerală. În momentul în care o desfaceți și o lăsați un pic, nu mai este minerală. E bio, cu dioxid de carbon. Izvor minunat care nu are deloc, nu are deloc elemente minerale, este demineralizată. Și oamenii o beau. Nu. Beți apă mineralizată. Că avem nevoie de minerale în corpul nostru și din mâncare întotdeauna le luăm. Dar din apă le luăm. Și corpul nostru le face sub energia minții. Avem o alchimie întreagă în noi. Sub energia minții noi facem, noi singuri ne preparăm calciu sau așa, din ceea ce mai mâncăm, din ceea ce se mai duce acolo, pe nivelul ăla energetic de preparare. Dar e bine să dăm corpului și gata preparat. Dragă, aici cu apa alcalină n-am o experiență, așa că mă abțin să fac comentariu, pentru că dacă nu am o experiență, am una proastă, aș putea spune, când am băut o apă prea alcalină și că mi-a fost rău. Dar nu știu dacă mi-a fost rău de frică, dacă mi-a fost rău de la ea, sau dacă mi-a fost rău că mi-a fost rău că și în ziua mea aș face nu știu câți kilometri. A fost o coincidență probabil nefericită, dar eu mi-am băgat-o în cap. Și nici n-am chef să o scot. Am și o întrebare. Ziceți. După ce servim masa, după cât timp trebuie să bem apă? Cel puțin o jumătate de oră să stați. Cel puțin o jumătate de oră să stați. Beți apă cu o oră înainte de masă ca să spălați ce-i pe acolo, așa, și nu beți apă imediat. Dacă vă trebuie, și mai ales copiii trebuie să bea apă oricând. Am fost invitată la liceul Traian la un moment dat să țin o, așa, de o conferință la școală despre în care apă, nu mai știu ce, dar eu am atins și apa. Și am spus ce vă spun de asta acum, copiii trebuie să bea apă. Și era o clasă, două, trei, nu știu câți erau adunați acolo. Și din toată toți s-au ridicat în picioare și au început să ridice mâine și au început să sară. Și am nebunit, că nu știam ce să le fac, eram singură cu ei. Și am zis, Doamne, ce s-a întâmplat, ce au făcut? Și au dat semnal unul la altul să mă boicoteze, sau ce e asta, ce s-a întâmplat? Și ei făceau și țipau și îmi zic, Doamne, ce am făcut? Și am luat pe unul mai, care era mai mititer așa și mai stârcit așa de soartă și l-am luat mai lângă mine și zic, mamă, ce se întâmplă cu ei? Sunt fericiți că le-a să bea apă, că părinții nu le dau apă la masă. Și ei boroseau ceva și eu nu înțelegeam că era un vuiet în clasă. Să mă duc la casă sau să fac școală cu părinții să le spun să le dea apă la masă. Deci copiii trebuie, nu că pot, trebuie să bea apă. Părinții nu au voie, adulții nu au voie, pentru că nu mai au aceeași digestie. Copiii au nevoie de apă, au altă digestie, copiii mai puțin acidă decât adultul. Adultul are digestie acidă, are pH acidă în stomac. Da, altceva? Apa de robinet, calcaroasă, spre exemplu. Eu beau și apă de robinet și v-am văzut ce să faceți. Când lumea zice clor, aoleu, ce de clor. E bine, clorul ăla imediat se cupează. Dacă pui o floare, o frunză de busuioc sau o felie de morcov sau ceva, imediat se cupează clorul ăla. Deci nu mai găsești clor. Beatrice, zic bine? Se mai găsește clor în ea? După ce pui asta? Da, să rămână. Deci, după, dacă puneți ceva în apa pe care o beți, deci vă țineți apă, eu am la bucătărie permanent un borcanel de, așa, de sticlă, în care țin apă și am când o frunză, când o bucată de morcov, când două semințe, când o chestie așa, pentru că ele atrag clorul. Clorul are un rost, să știți, are rostul de a opri bacteriile să fie în apă și tu să le bei. Și atunci tu poți, prin această metodă foarte simplă, să-l scoți. Și o să vezi că nici nu miroase clor, dacă miroase. Dacă miroase, deja e o cantitate mare, adică, în general, nu trebuie să miroase apă. Cantitatea trebuie să fie mică, aia care ajunge la noi. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Era vorba și de calca. Tot același lucru faceți. Deci, țineți-o cu ceva și lăsați-o să stea.
La Calcaroasă, sigur că, nu știu, în Constanța nu avem, probabil că aveți o fântână undeva, sau unde. Este așa Calcaroasă? Da. Da? Păi, da, nu? La noi, nu, n-am băgat eu de seamă că e la mine. Deci, n-am băgat de seamă că ar fi, stau în Coiciu, n-am băgat de seamă că ar fi așa. Și vă spun că altă soluție nu este decât asta. Deci, și o lăsați. O lăsați de seara până dimineața, bezi supernatantul, adică bezi prima parte ușor, fără că poate se lasă ceva. Nu știu ce să vă spun. Nu am nicio experiență. Nu pot să spun nici că e bine, nici că e rău. Nu am nicio experiență. Nici cu apa alcalină, decât aia ce v-am spus la Oleg și de starea mea atunci. Și altceva nu. Nu. Eu sunt reticentă la lucrurile astea pe care le vând în general oameni care vând. Oameni care vând, care sunt interesați să vândă. Și eu sunt reticentă. Însă știu că aici, la Brâncoveni, aveau o chestie pe de... Făceau ceva cu apa, nu mai știu ce făceau ei cu apa. E apa cană, care ne reprezentat-o totul favectirile, dar în cazul de tratare unor boli. Unor boli, da. Pe legat de apă, spunea Sfântul Părintele Sofia să bea foarte mult aghiazmă. Așa. Spunea asta, că ce vă sfătuiesc asta ca... Nu vă spun ce ca doctor. Dar întrebarea care doream să vă pun, de ce sensul spre stânga e sensul vieții și spre dreapta e sensul morții? Pentru că spre stânga este levogir și spre dreapta este dextrogir. Și sensul vieții este levogir și sensul morții este dextrogir. Altceva nu știu ce să vă spun. Și dacă se face... Spirala de ADN. Spirala de ADN, da. Da, așa, ai dreptate. Uite, vezi ce golă era? Neuronul ăla meu era plecat de acasă. Așa este. Spirala de ADN este spre stânga. Da. Ziceți? Întrebări cred că ar avea fiecare din sală, doamna doctor. Eu mă ridic că poate sta și dumneavoastră jos. Vă mulțumim pentru că v-ați, din timpul dumneavoastră foarte prețios, v-ați făcut timp să ne împărtășiți foarte multe cuvinte, așa, legate și de știință și de credința cea adevărată. Că ne zic Sfinții Părinți, dacă nu avem credința cea adevărată și știința totodată, așa, suntem o pagoste și pentru noi și pentru cei din jur, să nu fie, să nu se întâmple, mai ales teologia fundamentală. Dar ce să vă apreciem, vă mulțumim chiar cu dumneavoastră. Mulțumim. Eu vă mulțumesc că v-ați pierdut, sper că nu v-ați pierdut prea timpul, așa, și mă bucur că ne-am întâlnit. Sper să fie atins câteva puncte care să fie de folos. Vă mulțumesc să fiți sănătoși, sărbători cu bine și aveți grijă la suflet. Aveți grijă la suflet. Și acum mă feresc să spun, să fie ca sufletul dumneavoastră. Mă feresc să spun. De atunci mă feresc să spun asta. Bine. Sănătate cu... Bine.